Salut, prieteni, am găsit oameni buni la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară, același Marius Mitrache alături de colegii mei din regia tehnică. Oameni buni, un UNPR, marioneta PNL. Răspunsul la această întrebare îl vom afla în minutele următoare, pentru că este un balamuc total la nivelul conducerii UNPR-ului în Dâmbovița. Sursele noastre ne spun că actualul copreședinte, după ce a invadat PNL-ul și s-a dus cu aproape toată organizația, și-a lăsat o marionetă și în fruntea UNPR-ului în Dâmbovița, stimați legislatori, astfel încât UNPR-ul să devină o remorcă la căruța Partidului Național Liberal. Asta va fi UNPR-ul, stimați legislatori, în condițiile următoare. Nu știm ce s-a întâmplat, pentru că nu știm ce s-a întâmplat și la nivelul conducerii centrale. Sigur este că relațiile între PSD și UNPR s-au răcit după ce mai mulți parlamentari UNPR au trecut la Partidul Social Democrat. Dar ce dezvăluiri din culisele politicii dâmbovițene vom afla, stimați prieteni? Rămâneți alături de noi, pentru că numai aici, la Riposta, în exclusivitate, este prezent în studioul Economia TV fostul viceprimar al municipiului Târgoviște și fostul vicepreședinte UNPR Dâmbovița, cel care, nu știu, trebuia să preia conducerea UNPR-ului, noi așa am aflat pe surse, sau a fost președintele UNPR-ului în Dâmbovița, nu știu, câteva ore, câteva zile. O să aflăm în minutele următoare ce s-a întâmplat cu negocierile astea și cum se pun conducerile la UNPR-ului în Dâmbovița, după ce UNPR-ul, fosta conducere, a invadat și conducerea UNPR-ului și s-a instalat conducerea PNL-ului. S-a instalat în fruntea PNL-ului, sigur, generând un val de nemulțumiri în rândul Partidului Național Liberal. Noi am anunțat deja pe Șoimul Dâmbovițean că mai multe dezertări, mai multe demisii din PNL, urmare acestei invazii uneperiste la nivelul structurilor de conducere ale Partidului Național Liberal. Discutăm în minutele următoare și mulțumim pentru prezență în exclusivitate numai aici la Riposta, Cosmin Bozier, oameni buni, dat afară din UNPR. Domnia sa trebuia să preia conducerea UNPR-ului în Dâmbovița, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Începând de astăzi, domnia sa este consilierul primarului interimar al municipiului Târgoviște, Cristi Țanu. Îi spune și noi: bună seara, bine ați venit, domnule. Cum Bună. să zic? Nu știu cum să zic. Domnule Spuneți-mi cum. consilier. Voi fi consilierul primarului Cristi Stan. Bună seara, vă spun dumneavoastră. Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, ați început cu dezvăluiri incendiare. Nu cred că sunt atât de incendiare. Cred că Eu am citit pe o rețea de socializare ce anunț ați făcut dumneavoastră. Că ce s-a eu întâmplat. v-am citat, Nu. domnule Bozieru. Eu am citit pe o rețea de Eu v-am socializare ce făcut. anunț ați postat dumneavoastră. Am zis că Nici nu știți ce pierde. Senzațional în direct. va fi o emisiune interesantă, vă asigur. Astea Interesantă. sunt chestiuni de marketing. Ar trebui să fiți Păi tocmai de-aia, noi am anunțat recunoscători. că... Păi tocmai de-aia, noi suntem recunoscători, dar trebuie să Bun. ne veniți cu ceva dezvăluiri, pentru că sursele noastre ne spun că aveți foarte multe de spus, apropo și de negocierile astea și de ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, de ce n-ați mai ajuns în fruntea UNPR-ului și așa mai departe. Până la Da. urmă, cariera politică actuală a lui Cosmin Bozieru care este? Așa cum spunea și domnul primar, apartenență politică incertă. Haideți să o luăm cu începutul. După dezertarea uneperiștilor, ca să le spun așa, după ce au plecat și au dat demisiile în bloc și au plecat să invadeze, cum a spus dumneavoastră, PNL-ul, am fost contactat de la București pentru o întâlnire, chiar la câteva zile. Cine anume v-a contactat domnul Bozieru? Domnul Vali Steriu, pe vremea aceea era șeful campaniei, este și acum șeful campaniei la nivel național UNPR, însă domnul Gabi Oprea conducea încă partidul. Am avut o discuție de principiu cu domnul Steriu, i-am explicat cum au stat lucrurile la Dâmbovița. În fine, mi-a spus și dumnealui bazaconile pe care le-a auzit din partea UNPR Dâmbovița la adresa mea. Eu cred că m-am făcut înțeles și mi-a spus că o să aibă o întâlnire vis-a-vis de excluderea mea în totalitate și domnul Nicolicea, care se ocupă de aceste probleme juridice din Comisia de Arbitraj de la nivel național. Au spus că totul este ca și rezolvat pentru că nu au dreptate, contestația au analizat-o și urmează să-mi trimită o hârtie cu răspuns, zic eu, pozitiv, după felul cum au vorbit.
Nu v-ați legat de, primit legat... răspunsul ăsta, stați un pic. Încă nu, încă nu. Încă n-ați Haide. primit răspunsul. Încă nu l-am primit. Legat de președinția partidului, au spus că trebuie să consulte, a spus domnul Valisteriu, că trebuie să consulte cu Gabi Oprea, pentru că dumnealui are ultimul cuvânt. La acea dată Gabriel Oprea, fiind în continuare în funcție, fiind președintele UNEPR, fiind președintele UNEPR-ului. Am aflat, după o zi sau două, că totul este ok, că domnul Gabi Oprea și-a dat acceptul pentru numirea mea la Dâmbovița, însă până să se facă actele, domnul Oprea a demisionat. Lăsând așa un vid de putere decizională, pentru că eu am mai fost la București și totuși... N-aveți cu cine să stau de vorbă. Ba da, am avut cu cine să stau de vorbă, dar o decizie... Cineva care să ia o decizie. Cineva care să ia o decizie, încă, nu știu, ezitau, i-am văzut ezitanți. Nu mai era acel lider de care toată lumea să asculte și să fie disciplinați în fața lui. Și prin prisma faptului că domnul Oprea a lăsat președinte interimar pe domnul Onțanu și l-a nominalizat pe domnul Steriu ca viitor președinte ales. Și eu zic că acum sunt două curente în UNEPR. Nu spun că există un conflict între domnul Steriu și domnul Onțanu, însă ceea ce discutasem înainte, deja începuse să se tergiverseze și să capete așa o... Haide să mai lăsăm, haide să mai stăm... Dar cu mai, domnul Onțanu, mai... stați un pic, cu Onțanu nu ați discutat. Nu, cu domnul Onțanu nu am discutat. Până la urmă, cine conduce UNEPR-ul acum? Nicolae Onțanu, am înțeles că e președinte este interimar. Este președinte interimar. Și vicepreședinte Valeriu Steriu. Noi știam că Gabriel Oprea l-ar fi desemnat pe Valeriu Steriu. Păi tocmai asta vă spun. Președinte interimar. Conform statutului, omul numărul 2 în partid este... Preia prerogativele președintelui. Preia prerogativele președintelui. Deci rămâne președinte interimar domnul Onțanu, care era numărul 2 în partid. Nevrând să încalce statutul, să numească pe altcineva... Că n-avea cum să numească pe altcineva președinte interimar, domnul Gabriel Oprea a spus că îl va susține pe domnul Steriu în eventualele alegeri, care s-au și fixat pe data de 26, parcă, martie. Acum, nu știu dacă s-au răzgândit sau nu s-au răzgândit, însă, ceea ce e clar este că hârtiile întârzie să vină. Eu aștept să fiu sunat dacă consideră că au nevoie de mine la UNEPR Dâmbovița. Cum ați auzit și dumneavoastră, așa am auzit și eu, că cei de la UNEPR care au plecat la PNL s-au dus iară la UNEPR să negocieze pe... Nu știu, e ceva... Eu zic că lucrul ăsta le face numai rău. Oamenii nu mai sunt atât de... Au discernământ. Nu mai sunt atât de ușor de manipulat. Cum să te duci... Deci după ce îți dai demisia, te duci într-un PNL și... Ați văzut ce a făcut cu PNL-ul, că l-a făcut varză. În toate localitățile este un circ total. Încearcă să-l mușamalizeze, dar să știți că este. Nu neintenționat, nu mai fac conferințe de presă sau chestii. Este un circ total la PNL. Iar acum să vrei să preiei și UNEPR-ul după ce ai plecat? Nu știu, e ceva de cascadorii râsului, ca să spun așa. Domnul Bozie, noi am primit și un comunicat de presă de la UNEPR Dâmbovița, semnat de președinte executiv Marian Radu, cel care a deținut funcția de președinte al UNEPR-ului înainte să vină Dumitru Miculescu. În statut Dumnezeu nu există. Dumnezeu spunea că nu sunteți dumneavoastră președinte, noi știam că dumneavoastră sunteți președinte și că ar fi altă conducere. Nu, în statut nu există funcția de președinte executiv. Am înțeles că are o decizie după nopta, în 2015, cam așa ceva. În 2015 are decizie. Din 2015 are o decizie că e președinte executiv. Probabil negocierile de atunci când i-a predat partidul domnului președinte care a plecat,
Probabil atunci... Dar cum se predau partidul ăsta așa? Dom'le, gata, puf, ți-l dau ție, hai, ia-l tu, ia partidul. Nici l-a predat și nici lui Vorba lui Niculescu. Nici eu nu pot să explic. I-a zis, ia tu, Mitică, Dumitru, Zane, sau cum îi zice, Dane, ia tu PNL-ul, dă-mi boița că eu mă duc la capital. Nu, nici eu nu pot să-mi explic, acum nu știu cum pot să explice ei, pentru că, bine, au investit foarte mult, au investit mult în organizare, însă n-au în brânduire și în organizare, însă n-au logistica, dat logistica, dar mașini, adică sunt sedii, dar n-au dat un mesaj, n-au avut un obiectiv. De ce mesaj? Obiectivul e unul singur, să câștige președinția Consiliului Județean și nu, să-l dai jos pe Țuțean, ăsta e obiectivul. Obiectivele sunt mai mult personale și asta au văzut și electoratul, pentru că am citit niște sondaje și probabil că și de asta au făcut pasul spre PNL, sunt undeva la 4% în Dâmbovița. Și erau mare... la 4%. Da, erau la 4%. Erau la 4%. S-au speriat că erau la 4% și aici merge peste un EPL. Este PNL. Acum, dacă mă întrebați și pe mine, și acolo a fost loc pentru că PNL-ul... Eu v-am mai spus și în alte emisiuni. Orban vine, distruge, pleacă. Așa s-a întâmplat și de această dată. Așa nu se poate... Tot aud că sunt jocuri de culise pe sub masă, ce s-a făcut. Nu pot să-mi explic așa ceva. Adică... stau câți ani de zile. Să insinuați că Ludovic Orban avea sarcină să distrugă și să plece. Nu, dar așa a făcut. Dacă nu avea sarcină sau nu și-a propus sarcina asta, sigur o face. Mai tot timpul o face. Știți că a mai fost și la fel. Da. O să aducă PNL-ul la fel, la 7%, cum a fost întotdeauna. Nu știu. Bun, dar până la urmă, haideți să revenim la UNEPR. Până la urmă, cine conduce UNEPR-ul în Dâmbovița? Acum, cine conduce UNEPR-ul? UNEPR-ul în Dâmbovița nu are conducător. Deci, nu, deci nu s-a luat o decizie la nivel central, deocamdată, pentru... Păi și ce l-a apucat pe Marian Radu să ne dea comunicatul ăla? Nu știu, probabil au auzit că sunt propus pentru această funcție și au vrut să facă o dezmințire sau să facă ceva, nu știu. Eu n-am spus... faptul că dumneavoastră că ați fost exclus din partid, asta... Eu v-am mai spus dumneavoastră cum e cu treaba cu exclusul din toate. Păi m-au exclus ei. Deci m-au exclus ei care au demisionat. Da. Ei care m-au exclus ar trebui să... Ar fi ei care au fugit la PNL. Ei care au fugit la PNL, cum spuneți dumneavoastră, ar fi trebuit să aibă, în primul rând, un aviz de la Comitetul Național Executiv. În al doilea rând, ar fi trebuit să parcurgă toate etapele excluderii, adică Comisie de Arbitraj Județeană, Comisie de Arbitraj Națională. Și au sărit peste etapele astea. Au sărit, ei s-au dus la prefectură și au zis că sunt exclus. Nu, procesul merge înainte. Eu sper că până la data procesului să am și hârtiile. Eu nu cred că o să mai rămână incertitudinea asta la Dâmbovița, la UNEPR Dâmbovița, mai mult de o săptămână, pentru că se riscă foarte mult. Că voi fi eu, că va fi altcineva, nu știu, să facă ce ori vrea. Eu am fost acolo, eu le-am spus punctul meu de vedere, le-am spus și strategia pe care o am. Dacă vor să redea demnitatea acelui UNEPR care a făcut parte din guvernul Ponta, apropo, dâmbovițenii în proporție de 70% au o părere bună și foarte bună despre realizările, despre guvernul Ponta în general. Ei cu asta trebuia să iasă în față dacă voiau să câștige electorat. Niciodată n-am auzit de la UNEPR Dâmbovița așa ceva. Pe care UNEPR Dâmbovița avea un singur război cu Adrian Țuțuianu, ăsta era. Da, da. Nu era, altceva nu interesa. Și acum eu asta bine, am mai spus. Nu mai fac conferință de presă, nu. Dar până la urmă, domnul Bozieru, stați un pic, până la urmă, protocolul ăsta de colaborare încheiat între PSD și UNEPR mai funcționează, mai e... Deci mai e valabil sau... Deci nu l-a contestat nimeni, este valabil până în 2020. Eu nu vorbesc de ăsta care s-a făcut acum pentru alegerile astea. Se numește ACS, Alianța Centru-Stânga, și este un protocol înregistrat la tribunal care este valabil până în anul 2020. Asta e un lucru clar. Eu, deci în vigoare, nimeni n-a renunțat nimeni la acordul ăsta de colaborare. Nimeni nu l-a. Nu și-a exprimat niciun EPR, nici spuneați mai devreme că sunt ceva tensiuni. Probabil că sunt unii deputați, sunt unii senatori care au o altă părere, dar din ce știu eu, părerea unanimă și chiar Vali Steriu a dat astăzi
o declarație de presă prin care a spus că nu denunță acest protocol cu PSD-ul. Chiar a spus că până la sfârșitul săptămânii o să se pună de acord cu PSD și cu ALDE pentru candidaturile la primăriile de sector, pentru că știți foarte bine, sunt cele mai importante și eu am înțeles, pe lângă vidul de putere decizională și problemele care sunt pentru ei prioritare în acest moment. Cu toate că și la Dâmbovița, după părerea mea, e ceva, pentru că să lași un județ fără conducere atâta timp nu dă nu bine. e în regulă. Însă, a fost demisia domnului Oprea. Ați văzut că unii parlamentari au plecat din UNPR. Este bătălia aceasta pentru București, unde UNPR-ul stă destul de bine. Se încearcă aceeași colaborare cu PSD și ALDE, pentru că, din punctul meu de vedere, asta e singura formulă care să dea continuitate și o majoritate în Parlamentul României. Dar stați un Invers pic, nu aveți se o poate. voce acolo, liderul grupului parlamentar UNPR. Am văzut Da, că a dat o declarație de presă. Domnul Răducanu a dat... Răducanu se duce pe linia alianței cu PNL-ul, am văzut că a luat-o pe arătură. Eu nu spun că a luat-o pe arătură, dar să știți că nu... Adică nu se înscrie în linia partidului sau ce ar fi vrut Gabriel Oprea sau O ce să ar fi se vrut înscrie. Valeriu Steriu. Valeriu Steriu a spus că a avut o discuție cu domnul Răducanu și și-a reevaluat poziția. Pentru că n-ai cum să ieși așa cu așa o declarație. Nu, dar s-au Probabil că lungit erau relațiile supărați. după ce au plecat mai mulți parlamentari la PSD. Relațiile între PSD și UNPR s-au răcit în ultima perioadă. Nu Eu știu. vorbesc la nivel național. Nu știu cât de reci sunt. Eu știu că se încearcă, după demisia domnului Oprea, aceeași colaborare bună pe care a avut-o și domnul Oprea. V-am spus, eu atunci Sursele când... noastre, domnul Buziu, sursele noastre spun că Dumitru Miculescu n-ar dori ca dumneavoastră să preluați președinția UNPR-ului în Dâmbovița și că și-ar pune o marionetă în fruntea conducerii UNPR Dâmbovița, sau gen Marian Radu, să-l pună pe Marian Radu, care Marian Radu se știe tot foarte clar că Deci era prea omul puțin, prea puțin mă interesează dependent de Dumitru Miculescu și era omul lui Miculescu. Prea puțin mă interesează pe mine ce Și vrea dorește să Dumitru transforme Miculescu. UNPR-ul într-o marionetă a lui Miculescu. Ce să mai... Despre asta e vorba. Să nu ne mai ascunde după deget. Acum, dacă cei de la... De la și din, face, cei din atenție, conducerea... exercită presiuni și la conducerea națională, la conducerea centrală a UNPR-ului, ca dumneavoastră să nu fiți... Asta, despre asta discutăm. Ca dumneavoastră să nu preluați conducerea UNPR-ului în Dâmbovița, dumneavoastră fiind... Nu. Respectând protocolul de colaborare cu PSD-ul, fiind soldat acum... disciplinat și fidel... Acum să știți că asta ultima parte când a spus că, v-am spus și mai devreme că au spus o grămadă de bazaconii despre mine, asta e adevărat, însă să știți că nu i-am răspuns cu aceeași monedă. Mie nu-mi place să intru în jocuri din astea murdare. Ei am văzut că în afară de denigrare și în afară de spus lucrurile cu jumătăți de măsură și luate din context și... aruncate așa în media fără niciun suport, e o obișnuință pentru ei. Eu continui să-mi fac politica mea și niciodată nu o să mă pretez la astfel de tertipuri, le-a spune. Nu, dar la nivelul conducerii centrale a partidului, domnul Bărzier, domnule, ei nu s-a întrebat nimeni acolo o minte limpede, cu capul limpede. O minte limpede. Stai, domnule, ce fi având omul ăsta? Că avem viceprimar de municipiu, reședință de județ la Târgoviște. Avem acolo un băiat foarte bun. Avem viceprimar de municipiu, reședință de județ. Ce are cu el? Vrea să-l dea la exclus de partid. Eu n-am văzut o luare de poziție. N-am văzut o atitudine din partea lor. Stai, domnule, că... Domnul Dumitrahi, atunci când ai un șef de filială, de organizație județeană, dacă ți-l asumi și l-ai pus acolo șef,
Ideea independență. Trebuie să ai încredere și să crezi ceea ce spune, ce se întâmplă în teritoriu, pentru că dacă de la nivel central încep să apleci urechea la toți care sunt foarte nemulțumiți într-un partid, așa că dumnealor... Da, colegii informații. Dumnealor... Nu a spus mai o parte, adică e mai ușor, vă spun eu, ca să conduci, e mai ușor să ai încredere în persoanele pe care ți le-ai desemnat și să nu mai... Ți-e mai ușor, te detașezi. În schimb, acum, când s-a dovedit faptul, mi-au spus cam ce au spus despre mine. Și ce au spus despre dumneavoastră? Nu vreau acum să le... Lăsați-mă, că avem o emisiune... Bun, o să le spuneți după publicitate. Trebuie să luăm un moment de publicitate, nu plecați nicăieri, oameni buni. O să aflați noi amănunte, apropo de... Noi amănunte așa din culisele politicii dâmbovițene, stimați săriți. Vedeți ce balamuche și la nivelul... Că nu se știe nimeni cine conduce. De fapt, nu conduce nimeni acum NPR-ul Dâmbovița. O să aflăm mai multe amănunte după un scurt comercial, publicitate, revenim noi și vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Publicitate. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security. SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum! Locurile sunt limitate.
Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Da, am revenit în direct, oameni buni. UNPR, marioneta Partidului Național Liberal, rămâne să aflăm, stimați telespectatori, dacă într-adevăr așa este, depinde cine va prelua conducerea, dacă va fi Marian Radu sau un om de-al fostului președinte Dumitru Niculescu, înseamnă că UNPR-ul va fi o remorcă a Partidului Național Liberal. Și vom afla în continuare, alte vor fi noi dezvăluiri privind culisele politice Dâmbovițe. Noi continuăm dialogul cu domnul Cosmin Băzieru, fost viceprimar al municipiului Târgoviște, dat afară din UNPR în mod abuziv, stimă. Nu s-a respectat nicio procedură. Nu s-au respectat niciuna dintre procedurile statutare ale UNPR-ului, dar domnia sa probabil că va câștiga în instanță. Știți că a acționat în instanță această excludere abuzivă din rândul UNPR-ului. De altfel, dumneavoastră și demonstrat, nu, că v-ați plătit cotizația în continuare. Am văzut pe o rețea de sociale. Da, am depus și la instanță acest... Dar când va fi procesul? Marți 22. Marți 22? Da. Și va fi o decizie definitivă sau iar se prelungește? La astfel de cazuri se dau decizii definitive irevocabile. Dar până la urmă, deci dumneavoastră, de când sunteți consilierul? A plecat Vlad Oprea și a dat demisia pentru că vrea să se ocupe de campania electorală de la Titu, nu? Fost un viceprimar de la Titu. Și dumneavoastră da, sunteți consilierul primarului interimar. O să fiu consilierul primarului interimar? Eu... O să fiu? Ce înseamnă o să fiu? De păi când? Urmează procedurile care trebuie urmate. Dar noi am aflat că echipa de la nivelul conducerii primăriei Târgoviște, respectiv recte Cristi Stan, Cosmin Băzieru, se va reface. Se poate și acest lucru. Eu spun că nu a fost niciodată destrămată cât au vrut ei. Și tocmai asta vreau să vă spun, indiferent dacă iau conducerea, dacă preiau conducerea UNPR-ului, eu o să rămân tot în echipă, eu o să respect acordul care îl avem la nivel central cu PSD-ul și o să încercăm acolo unde putem să mergem pe liste comune, iar acolo unde fiecare vor să meargă separat, să meargă separat. Eu v-am mai spus, asta cu UNPR, o marionetă a PNL-ului, indiferent dacă ar pune, să spunem, cum ziceți dumneavoastră, ar pune pe cineva care să fie marionetă la UNPR. Eu cred că membrii UNPR-ului n-ar fi chiar așa ușor de manipulat. Nu știu ce ar putea conduce o marionetă. Nu știu dacă ar putea aduce un plus PNL-ului. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, nu știu, o săptămână sau două săptămâni de când s-a făcut această... mișcare, ca să-i spun așa, că pentru că nu e nici fuziune, nici această mișcare de trupe. E o tranzacție, domnul Băzieru. O tranzacție, cum spuneți dumneavoastră. Lucrurile din ce în ce mai rău se precipită. Nu, dar dumneavoastră, stați un pic, v-ați făcut un plan în momentul în care vi s-a propus. Stai, domnule, eu preiau conducerea, dar ce fac mai încolo? V-ați făcut un plan de revigurare a activității, de refacerea organizațiilor, de... Acum refacerea structurilor, că sigur, e păd ce-a lăsat în urmă. Sigur că m-am gândit și la aceste lucruri, dar acum, să fiu sincer, sunt mai puțin de 2 luni până la depunerea listelor pentru alegeri.
Nu poți în 2 luni să construiești, să construiești o organizație de la pasivitatea centrului, pasivitatea Bucureștiului. Însă, unde mai sunt 2 luni până la lege și noi nu avem organizație în Dâmbovița. Însă sunt consilieri, foști PPDD care au fost UNEPR, care au fost tot timpul aproape de mine și în jurul lor puteam să construiesc organizații. A, deci nu s-au dus 30. După... Poate unii s-au dus, dar din câte știu eu, majoritatea, pentru că am ținut legătura cu dumnealor, nu au fost băgați în seamă. Pentru că... A, deci nu s-au băgat nimeni în seamă după ce s-au dus la... Nu. Păi vă dați seama, ei n-au băgat în seamă un viceprimar de municipiu, reședință de județ, dar ce să bage un consilier de la o comună sau un viceprimar de la Valea Lungă? Nu, au avut alte... S-a văzut clar că au avut alte scopuri. Nu se poate să începi un an de zile să muncești și obiectivul tău principal să fie... N-ai niciun proiect, n-ai absolut nimic. Nu vii în fața alegătorilor cu absolut... Vreau să fac aia, eu vreau să fac... Nu s-a făcut bine aia sau... Ei au făcut asta, să recunoști măcar. Dar eu o făceam mai bine. Pentru că făceam asta și asta. Nu, absolut nimic. Nu le mai dați idei. Le dați idei și de mâine se apucă de treabă. Îl vedeți mâine pe Dumitru Miculescu ieșind pe post și zice, gata. Nu, pentru că nu le spun prima dată chestia asta. Eu le-am mai spus-o asta. Le-ați mai spus-o și nu a fost ignorat. Nu înțeleg acest lucru. Deci de-aia nu că le dau eu idei acum. Le-am spus-o mereu. Tot timpul le-am spus că trebuie făcută politica pe proiecte, pe politici, pentru comunitate. Și apoi... Vedem jocurile politice și ce se poate întâmpla. Dar n-au vrut decât... A fost totul comercial. O branduire a UNEPR-ului, ieșim pe stradă cu vesta UNEPR și cu o mătură în mână și dăm, ne facem poze și punem pe Facebook ca să ne vadă lumea că suntem UNEPR. Filmăm o groapă și spunem, ia uitați ce a făcut primarul, n-a astupat acea groapă. L-ați văzut și pe... Geniulică Vladul, s-a dat jos de mașină, își face selfie cu groapa și pleacă. Ei așa cred că se face politică, pentru că nu le-a ieșit în cap chestia asta. Dar... Nu, dar Iurica Vladul, apropo, face o paranteză, ce credeți că se va întâmpla? S-a sfârșit pentru mulți din... Nu numai pentru Iurica Vladul, s-a sfârșit pentru mulți din PNL. O să vedeți următoarele mișcări, pentru că nu s-a terminat. Fiind candidatul la președinția, candidat la președinția Consiliului Județean, o să fie și președintele PNL-ului. Unic. Și atunci când o să fie președintele PNL-ului, o să pună și lista de candidații ai PNL-ului. Mai au vreo șansă foștii peneliști, foștii liberali, foștii pedeliști au vreo șansă în noile condiții cu Dumitru Miculescu președinte? Eu cred că nu mai au nicio șansă. Eu nu vorbesc de oameni aici, eu zic că PNL-ul. Eu mă gândesc la electorat. Nu știu câți dintre ei, știți că sunt unii oameni care se adaptează. Nu, dar vorbim de oameni, Păi vorbiți de oameni din conducere. Sunt unii oameni care se adaptează. Știu cum să sufle bine în ureche, cum să nu vorbesc altfel. Dar unii, sigur, care vor fi incomozi, și pentru că la UNEPR Dâmbovița știți foarte bine, dacă nu erai, da, șeful, gata, erai terminat. Așa o să fie. În front, gata, bun, te-ai executat. Așa o să fie și la PNL acum. Și PNL-ul, din păcate... Nu, dar eu îmi imaginez că acolo, domnule, vorbim de Partidul Național Liberal, nu vorbim de... Vorbim acum de Partidul Național Liberal. Mai târziu o să vedeți despre ce o să vorbim. Nu, dar mă gândesc la liderii vechi ai PNL-ului, Gabi Plăiașu, Gabi Grozavu și alții de la PDL, Jean Popescu, Ian Cucaracot, Aurelian Popa, Mihai Vladu, asta numai timp, Drugă și așa numai, mai departe. Numai timpul o să ne arate câți o să mai rămână dintre dumnealor. Eu cred că foarte puțin dintre ei, însă eu vorbesc acum de electoratul dur al PNL-ului și al PDL-ului, pentru că PDL-ul a avut un nucleu dur aici în Dâmbovița, care eu acum cred că întărește rândurile Mișcării Populare. Și ALDE. PNL-iștii se duc mai des la ALDE. Adică foștii PNL-iști. Mie mi-ar plăcea ca ALDE să fie o alternativă a dreptei
a dreptei și dâmbovițene și la nivel național. Dacă pentru e nevoie de o dreaptă puternică, e nevoie de o dreaptă puternică. Exact, e nevoie de... Eu vă spun, eu nu am fost un votant PSD, însă v-am mai spus-o și în alte emisiuni. Eu am mers acolo unde munca mea a fost apreciată, unde eu am fost apreciat, unde cuvântul care mi s-a dat a fost ținut și acolo unde sunt oameni care vor să construiască ceva. Corect, care nu vor să distrugă, să construiască. Exact, care nu vor să dezbine, să distrugă, vor să construiască ceva. Mie mi-a arătat PSD-ul, nu mai e acel PSD care era în trecut, care îl știam și eu și aveam idei preconcepute despre. Și văd că își deschide porțile din ce în ce mai larg, pentru că știți foarte bine, la un moment dat PSD-ul era un partid închis. Închis, da, pătrundeai foarte greu. Acum își deschide porțile, este, eu zic că la nivel de Dâmbovița, semnalul care s-a dat de la nivel central a fost înțeles cel mai bine. Și eu zic că PSD Dâmbovița este un printre cele mai reformate organizații. Uitați-vă cât de repede s-au, nu că s-au schimbat oamenii, au rămas oameni, dar câți oameni au venit din urmă. Niște oameni care acum 4 ani de zile nu aveau acces. Nu aveau acces. Și foarte mulți or să vină. Eu sper că în calitate de președinte UNEPR, o să mizez pe o alianță cu PSD-ul. În condițiile, adică vreți să respectați în baza protocolului în condițiile în care și dumnealor sunt de acord. Dacă nu, încerc să fac cât pot și să mergem în continuare la bătălia electorală cum putem. Stați un pic, ce veți face dacă nu veți prelua conducerea UNEPR-ului în Dâmbovița? Dacă București, o să zic că stai de pe, că nu tu... Da, acum nu e o tragedie. Bine, dacă nu erai tu bun acolo. Noi îl ascultăm pe Miculescu, că Miculescu decide acolo în Dâmbovița. Noi pe el îl ascultăm. O să zic că București, atunci? Tu, Cosmine, stai în banca ta acolo, că nu e de tine. Lasă-l pe Miculescu să își pune el oamenii, că el decide acolo. Domnul Dumitrache, eu am fost într-un partid, am fost președintele unui partid care a fuzionat cu alt partid. Nu am plecat de colo-colo și știți foarte bine, a fost și ordonanța 55, nu m-am dus în nicio parte. Și putea să mă duceți foarte ușor. Puteam să mă duc foarte ușor și atunci și în alte, da. Și pe OG55. Însă, dacă am rămas la UNEPR și există posibilitatea, iar oamenii de acolo au încredere în mine, că eu pot să fac ceva cu UNEPR Dâmbovița, în ce condiții este el acum, pentru că oamenii nu că au plecat de la UNEPR toți. Am mai spus-o eu, nu poți să bagi 10.000, 20.000 de membri undeva într-un geamantan, într-un sac și să-i duci în altă parte. Că vrei nu, tu. Că vrei tu. Da. Nu, dar oamenii au o anumită incertitudine. Nu știu. Dar nu trebuie cine să le dea cineva un semnal, băi, exact. Oștirea mea, oștenii mei, după mine, la luptă. Nu știu, acum sunt, știți foarte bine, sunt localități unde aveau, UNEPR-ul avea lista lor, PNL-ul pai lor, PDL-ul pai lor. Acum trebuie să fim 5 noi aici în Consiliu, că așa spun sondajele, că noi luăm decât 3 sau 4. Care să fie? Restul ce credeți că fac? Că sunt oameni care au făcut politică ani de zile și vor să, în continuare, să reprezinte comunitatea din care fac parte și poate pe bune dreptate că au fost votat an la rândul de oamenii respectivi și au făcut lucruri bune. Vor să ducă în altă parte să-și dezvolte proiectele în continuare, nu? Și unde să ducă? Deci asta a făcut. Această mișcare nu a făcut altceva decât să dezbine PNL-ul. Deja ei au găsit, pentru că i-au găsit pe un teren moale și de-aia au putut să iei, pentru că dacă ei înțelegeau, PNL-ul înțelegea ce putere are împreună cu PDL-ul, câți primari au, câți consilieri locali au, ce forță aveau. Și înainte de OG55, când eram președinte pe PDD, spuneam un lucru, atunci nu mă lua nimeni în seamă. Cum poți să te duci tu, ca președinte de partid, atunci Iulică Vladu, să bați palma când
Tu ai forța asta în județ și alea. În trei mișcări, gata, nu, ai capitulat. Nu știu dacă mă înțelegeți. Sunt niște lucruri care ar fi fost trebuit făcute cu 2 ani înainte. Adică acest PNL cu PDL să fie o structură puternică și atunci nu se mai întâmpla acest lucru, putea să vină absolut oricine. Însă a găsit un PNL dezbinat, a găsit un PNL tot timpul în conflicte, consilierii cu cei din conducerea partidului. Ați văzut, unii votează într-un fel, alții într-un fel, unii sunt puși de PDL, alții sunt puși de PNL, niciodată n-au fost unitari și n-a fost o structură puternică, iar atunci când ești dezbinat, te cucerește imediat. Și acum sunt dezbinat și mai rău, că sunt trei tabere. Acum sunt cuceriți. Acum sunt cuceriți, da. Nu sunt dezbinați. Păi sunt cuceriți. Au fost dezbinați și sunt cuceriți, deci cu 4%. Nu prea sunt cuceriți, că unii nu se lasă așa cuceriți atât de ușor. Acum sunt trei tabere în interiorul PNL-ului. Sigur că o să ajungă un moment, la un moment dat, o să se ajungă în situația în care acolo o singură voce va dicta și restul trebuie să execute. O să-l vedem pe Iurică Vladu încolonat, la dreapta tatălui și o să zică, da, șeful, să trăiți, aveți dreptate, gata, așa facem. Până la urmă, pe Iurică Vladu făcând până la urmă, nu în toate cazurile e un lucru rău ăsta. Dar nici depinde... pe foștii liberali nu-i văd eu așa disciplinați. Să iasă, să miște în front. Nu știu ce mă să zic. Eu nu știu ce să zic, domnule Gabriel Ploiaș, mă surprind oamenii ăștia. Adică, domne, eu credeam că au și ei. Stai, domne, cum adică? Bine, dacă Ludovic Orban i-a dat pe mâna lui Iglesias. Vorba unui prieten, o să luni seara o să avem o emisiune incendiară, stimați prieteni, nu vă dezvălui cine va fi prezent, dar un liberal, pur sânge, un liberal adevărat, în exclusivitate, va fi prezent la noi în studio și așa într-o discuție preliminară, chiar am discutat cu invitatul de luni seara. Mi-a și spus așa printre altele că Ludovic Orban ne-a vândut ca pe un sac de cartofi, dar nu cartofii noi, de aia cartofii erau degerați. Așa i-a vândut Ludovic Orban. Păi da, exact, cartofi degerați, v-am spus că încă nu erau tari, nu erau puternici. Tocmai că au fost degerați, au fost vânduți. Bun, deci vreau să anticipați așa un viitor sumbru pentru Partidul Național Liberal. Dar nu numai eu. Nu numai eu, eu intru în contact cu foarte multă lume și nimeni nu agrează ce s-a întâmplat la PNL. S-a terminat tot. Deci, e contra, nu știu, contra tuturor capacităților oamenilor de a înțelege cumva acest lucru. Nu poți să înțelegi așa ceva. Nu, pe mine nu mă mai surprinde absolut nimic în politică, vă spun sincer. Chiar dacă această mișcare a bulversat pe toată lumea, și pe mine m-a bulversat, că n-am știut că se poate ajunge chiar așa, chiar acolo încât, domne, să existe, să iei tu un președinte la UNB să-l pui direct în fruntea PNL-ului. Adică e ceva de neimaginat. Și să pui mâna așa încet, încet, atenție, că deja au pătruns trei în CJX, în Comitetul Județean Exeut, în foști uneperiști. Și mai sunt locuri libere în BPJ, acolo sunt vreo 72 de locuri. Sigur, toți sunt 72. Dar sunt multe locuri libere acolo. Acolo te ia, n-ai plătit cotizația, buf, out! N-ai acolo, nu există. N-ai plătit cotizația, bine, că acum nu cred că să mai pune vreo să plătească cineva cotizația. Hai să fii serios. Da, probabil nu. Da. O să plătească, așa în semn de... Nu, dar oamenii au văzut acum cine era UNPR-ul Dâmbovița. Oamenii au văzut de ce nu comunicau ceea ce se transmitea de la nivel central. Oamenii au înțeles acum că UNPR-ul pentru acești domni a fost decât o siglă de care să se agațe ca să distrugă ceva, ca să dezbine, ca să facă... Da, oamenii și-au vrut să construiască ceva pentru Dâmbovița, să facă domne ceva. Păi n-au spus nimic, n-au zis nimic până acum. Au spus decât jos primarul, jos președintele Consiliului Județean, sunt cei mai nenorociți, sunt cei mai... Da, oamenii ăștia vor și ei să, domnule, hai să construim, lasă atâta ură, atâta încrâncenare, atâta
dezbinare, atâta dușmănie. Hai, domnule, să facem ceva pentru Târgoviște asta noastră dragă. Să facem ceva pentru Târgoviște, să facem ceva. Bine, ei au pus la cale destructurarea conducerii primăriei, că asta au pus ei la cale atunci. Destabilizarea primăriei înaintea alegerilor și să punem una pe conducerea primăriei înainte de alegeri ca să ne facem noi de cap. Că, domnule, măsura valorii, domnul Boziru. Eu m-am convins de măsura valorii. Stai, uite, colegii de regia tehnică, domnul Boziru, ne fac semn că avem un telefon. O fi domnul Miculescu la telefon. Alo, bună seara! Nu, domnule, e domnul Stanca Doru, dacă vă interesează. Cine? Stanca Doru mă numesc. Doru Stanca. Doru Stanca. Așa. Da. Da, domnul Doru Stanca. Nu mi-i PSD-ul ăsta. Vorbiți de PCR. Și asta e anexă, că un EPN-ul ăsta e o anexă la PCR. Ce nu înțelegeți asta chestia? Da, cu el la PNL nu mai lăsa. Nu, da. Domnul, la PCR, lăsați PNL-ul, domnule, în pace. Ce aveți cu PNL-ul? Că dumneavoastră sunteți PCR-ul, un EPN-ul acest, o anexă la PCR. Ce nu înțelegeți asta? Am înțeles. Nu, da? Nu înțelegem noi. Suntem de neînțeles. Adică îi răspund. Dom'le, nu mai vreau că răspundeți. N-ați făcut, dom'le, nimic acum. Ce v-ați spus viceprimar cu PCR-ul ăsta, cum se numește? Nu PSD. Spuneți PCR. N-ați făcut nimic. Auziți, domnul. Ziceți domnul Bozieru, da? Nu e așa? Tocmai spuneam mai devreme. Și poate dumneavoastră ați urmărit emisiunea de la început. Normal că am urmărit-o, să zice, nu mai puneți nimic. Că nu am, lăsați-mă să vă răspund și după aia vorbiți și dumneavoastră. Că nu am fost un votant al PSD-ului, însă am avut idei preconcepute, la fel cum le aveți și dumneavoastră. PSD-ul este altfel acum, PSD-ul nu mai e un partid închis. Cei care zic ca dumneavoastră că e PCR-ul, că astea sunt în numai indoctrinări. E mai închis acum. Da? Nu știu, poate e închis pentru oameni ca dumneavoastră, dar eu zic că e deschis pentru oameni de valoare. Singurul om de valoare, că l-am văzut aseară la emisiunea lui domnul Dumitrache, mi s-a părut, dar nu știu cum îl cheamă, tânărul ăla care a fost. Da, un om deschis. Mi-a plăcut să știți, m-a auzit pe suflet ce a zis, dar nu, cum se numește domnul Dumitrache? Cornelius Ștefan. Da, într-adevăr să știți. Cornelius Ștefan, dar să știți că sunt mulți oameni. Sunt mulți oameni de valoare care n-au, dar nu numai la PSD, sunt în toate partidele, dar trebuie să știe cineva să-i adune, domnul Doru Stanca. Trebuie să știe cineva să-i adune și să facă ceva, exact ce spuneam noi, să construim ceva pentru Dâmbovița. Apropo, domnul... Dacă avem niște lideri ca domnul Tuturelu sau Tuturianu, nu știu cum se cheamă, nu se adună, domnule, nimic. Nu, dar stați, domnule, că vă răspunde domnul Buzire. Auziți, domnul Buzire, n-ați făcut nimic pentru Târgu. Ați fost viceprimar și n-ați făcut nimic. Ce spune? No, înseamnă că nu trăiește în orașul. Într-un an... Trebuie pe la periferie, dar așa acolo ați făcut-o, pe la periferie. Nu, eu zic că într-un an de zile vă... Domnul Iisaker, mai băgați cotite, că nu, n-am zis de domnul Buzire, că nu a făcut nimic. Păi așa a zis, că n-ați... Din aur a spus domnul Doru. I-a spus domnul Băzieru că a fost viceprimar și că n-a făcut nimic. Am zis, domnule, partidul care s-a aliat cu dânsul, nu dânsul personal, că n-a făcut nimic. Am înțeles eu greșit. Am înțeles greșit, domnul. Nu, asta i-a spus domnul. Invitatul i-a spus, domnul, a fost viceprimar și n-ați făcut nimic. Așa i-a spus. Ce, Dumnezeului? Păi dânsul n-a avut putere mare. N-a avut. Dar n-a făcut nimic? Nu, dânsul, să știți că a făcut. S-a mai... Eu recunosc, să știți că s-a interesat de comunitate, s-a interesat de mai multe treburi. Am văzut că a făcut treabă și pe microcinci și cu copii și cu... care sunt acolo cu handicapați sau cum se numesc acolo microcinci. Nu, e regulă. Bine, mulțumim. Mai aveți ceva de adăugat? Mulțumim pentru telefon. Bine, sănătate. Doamne ajută, sănătate. Spuneți, domnul Buziru. Bun. Ce să spun? Ați văzut oamenii... Probabil este un votant al PNL-ului care are această idee. Și nu sunt puțini care merg cu ideea asta.
PSD e PCR. Eu tocmai asta voiam să spun și am spus-o și mai devreme, o repet, cred că a treia oară, că în Dâmbovița este unul dintre cele mai formate organizații PSD. Sunt foarte da, mulți s-a reformat foarte mult, da. Sunt foarte mulți oameni noi, sunt foarte mulți oameni de valoare. Nu zic că, că n-au fost și înainte, însă parcă era alt ceva înainte. Parcă înainte era un cerc închis. Acum PSD-ul și-a deschis porțile pentru că a înțeles să facă altfel de politică, a înțeles să fie un partid deschis, un partid cât mai deschis către tineri, pentru că asta ne-a lipsit, asta le-a lipsit electorat tânăr celor de la PSD, pentru că dacă aveau o bună parte din electoratul tinerilor, PSD conducea România și acum. Bun, și ce o să faceți dumneavoastră în calitate de consilier al primarului? Cu ce vă ocupați? Bine, eu acum nu ar trebui să-mi delege anumite sarcini, pentru că eu o să continui aceeași muncă pe care am făcut-o, știți foarte bine, se reîntregește echipa, o să fie continuu. Adică dumneavoastră cunoașteți foarte bine, nu trebuie să o luați de la zero până vă familiarizați cu problemele, adică le știți, știți ce aveți de făcut, pentru că... Bineînțeles, nicio problemă. Și... V-am spus, decizia care o să vină de la nivel central, că o să fie o marionetă a PNL-ului, nu cred că va face mare treabă sau... Nu, dar dumneavoastră ce credeți? Care va fi dezvoltamentul final? Care, cum se va întâmpla? Cine? Nu știu, eu, în primele zile când am obținut ok-ul de la domnul Gabriel Oprea, eu am zis că s-a terminat, dar v-am spus... Au fost frământările acestea, demisii, acum lupta asta pentru București, în Parlament sunt anumite animozități, probabil au lăsat Dâmbovița un pic mai la urmă. Nu, dar când se va întâmpla, când se va termina? Sau sunt negocieri și cu demisionarii, pentru că altfel nu pot să-mi explic. Am auzit că se duc pe acolo și mai... Bine, l-am văzut pe Neculae Onțanu, e o relație foarte apropiată între Dumitru Miculescu, au fost pe la Pești, au fost amândoi, au dat... Au fost și eu atunci la Pește. Da, păi, nu, da, au mai fost împreună. După aia nu, astea relațiile apropiate între politicieni, să aveți așa un pic de... Le priviți mai așa. Toată mai cu detașare. Lumea, mai cu detașare, pentru că sunt oameni care își fac astfel de imagine pe cârca unor personaje din astea mai puternice. Eu sunt prieten cu ăla, eu sunt prieten cu ăla, îi vorbesc așa și... Ăștia sunt oamenii care vor să bage pieptul în față fără și e de fapt o relație strictă de partid și de nu e nicio. E regulă. Vă mulțumesc pentru prezența, domnule Cosmin Bozieru. Mult succes în activitatea noastră. Mulțumesc în frumos. De consilier și la cariera politică, am înțeles. Apartenență politică e incertă, dar vă promit că în următoarea săptămână o să se clarifice și o să mă clarific doctrinar. Nu, de fapt v-am spus că indiferent rămân în această echipă. Dar nu vă duceți noastră, invadați PNL-ul, nu vă duceți la PNL. Nu am cum să-l invadez așa de unul singur. Ei sunt prea mulți acolo ca să mai vin și eu. Nu e loc pentru mine acolo. Bine, mulțumesc pentru prezență, mulțumim prietenii, mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Mai mult administrativă, acum o să vă ocupați de administrația orașului municipiului Târgoviște. Mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi în ora ta știre de la ora 20. Nu uitați motoul emisiunii, niciodată nu vă pierde speranța, indiferent ce s-a întâmplat. Columna TV, televiziune regională, ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook și potrivit ultimele sondaje de opinie, un mare partid acum a dat sondajele și noi suntem lideri detașați, prieteni. Columna TV este lider detașat față de da, următorii. Știam și eu acest lucru. Știați, domnul Buzieru? Am auzit. Aveți undeva la aproape jumătate peste celălalt post de televiziune. E regulă. Mulțumim că ajungeți să ne întăriți aceste rezultate ale sondajului și vă mulțumim, oameni buni, că aveți încredere deplină în noi, cei de la Comuna TV. Un dar muzical la final, AC/DC, Hell's Bells, îi place domnului Cosmin Buzieru, trupa australiană AC/DC. Doamne ajută, la revedere!